Bună ziua și bine v-am găsit la Sezon Agricol. Este un vânt puternic afară și cred că nu o să facă față nici microfonul meu acestui vânt și de ce am hotărât să fac această înregistrare în automobil. Deci astăzi am hotărât să vorbesc despre un subiect foarte important și anume despre materialul săditor, adică calitatea materialului săditor. Reieșind din ceea ce am văzut prin livezile care le-am vizitat în Republica Moldova și reieșind din discuțiile cu proprietarii acestor livezi, cu horticultorii din Republica Moldova, am ajuns la o concluzie că în țara noastră, în Republica Moldova, nu prea găsești material săditor de calitate. Ce am în vedere material săditor de calitate? În primul rând este pomul altoit pe un portaltoi modern de vigoare mică. Dacă să luăm portaltoi de vigoare mare, cum ar fi curcudușul pentru cais și prun, cum ar fi zarzărul pentru cais, cum ar fi mahalebul pentru cireș sau M109 pentru măr, aici nu putem să vorbim despre calitatea fructelor. Da, pomii vor fi sănătoși, pomii vor fi viguroși, frumoși, rotați, cu coroana mare, cu lemn mult, masă verde multă, fructe și mai multe, dar calitatea lor nu o să fie, fiindcă portaltoiul de vigoare mare este preconizat pentru cantități mari de fructe, nu pentru calitate. Dacă dorim să avem calitate în pom, atunci trebuie să plantăm pomi pe portaltoi de vigoare mică, modern, cum ar fi, spre exemplu, la cireș Maxima 14, Gizela 5, Gizela 6, Crâmsc 5, cum ar fi la cais și la prun Mirabalan 29C, cum ar fi la măr M9 și așa mai departe, adică portaltoi de vigoare mică, care ne oferă puțin lemn, densitate mare de pomi la hectar, calitate extraordinară a fructelor. Deci, deja putem să facem o paralelă între portaltoi tradițional, care îl numesc eu tradițional, este de vigoare mare, și portaltoi de vigoare mică, portaltoi modern. În al doilea rând, de ce eu spun că noi nu avem material săditor de calitate? În al doilea rând este problema în pepinierele, unele pepiniere din Republica Moldova, pepinierele care în primul rând nu garantează corespunderea soiurilor. Este foarte jalnic când aștepți 4-5 ani ca pomul să intre în rod și vezi că nu este soiul care ți l-ai dorit. Nu toți sunt atât de experți ca să poată să vadă după puiet de un an care este soiul. Și de aceea se plantează pomii crezând în ceea ce promite proprietarul pepinierii și la 4-lea, 5-lea an nu este soiul care ne l-am dorit. Ori, nu este puritatea soiului în livadă. 4, 5, 6 pomi de soiul care ne l-am dorit, 3-4 pomi de un alt soi, care când apelezi la proprietarul livezii, el spune că s-au amestecat din neatenție oamenii care legau, numărau, au încurcat, mă rog, eu o să-ți dau ție în câțiva pomi. Nu mă ajută lucrul acesta când dai după 4-5 ani de așteptare câțiva pomi. Ce fac cu acești pomi mari de 4-5 ani? Îi scot și iar plantez alți pomi și iarăși aștept și deja nu se vor mai dezvolta așa cum ar trebui, fiindcă pomii vecini îi vor inhiba, îi vor umbri, îi vor înăduși. Deci, nu corespund soiurile foarte des, nu toate pepiniere, nu voi da nume, dar sunt așa cazuri că nu corespund soiurile. Eu cred că mulți dintre voi s-au întâlnit cu așa problemă. În al doilea rând, material săditor infectat din pepinieră. Din păreri de rău, foarte multe pepiniere nu respectă asolamentul. Sau fac asolamentul care durează, adică cu un ciclu de un an sau doi ani, adică anul acesta a fost pe acest lot de teren pepiniera, anul viitor au plantat în alt lot de teren și în alt an iarăși au revenit pe acest lot de teren, fiindcă nu dețin mult pământ ca să respecte un asolament de cel puțin 6 ani. Un asolament, un ciclu pentru pepinieră trebuie să fie de cel puțin 6 ani. În ideal ar fi 15 ani.
fiindcă sunt mulți viruși, sunt multe bacterii care rezistă foarte mulți ani în acest sol. Dacă să vorbim despre cancerul bacterian, această boală rezistă și 10 ani în sol. Deci noi nu putem reveni în același lot de teren cu o pepinieră timp de 5-6 ani, cel puțin. Deci nu se respectă, în a doua rând, nu se respectă asolamentul și deci materialul săditor este infectat. Și foarte des, multe pepiniere au înțeles că este nevoie de material săditor de calitate, este nevoie de portaltoi pitic, de portaltoi de vigoare mică, care nu-l găsim aici în Republica Moldova și îl importă din Uniunea Europeană, uneori și material săditor devirusat, care este multiplicat în laborator, in vitro, îl importă la noi și îl plantează în pepiniera infectată cu careva boli. Și ce avem noi în timp, dacă să vorbim iarăși despre cancerul bacterian, fiindcă este cel mai răspândit în ultimii ani la noi în Republica Moldova și cel mai des întâlnit și cel mai periculos, cancerul bacterian foarte rare ori se vede în primii ani. Adică pomul săpat din pepinieră, dacă ne uităm la rădăcină, rădăcina este curată și sănătoasă. După 2-3 ani de plantare în livadă, deja începe să apară această boală. Sau dacă să vorbim despre verticilioza, iarăși este o boală care foarte des apare din pepinieră. Cum apare această boală în pepinieră? Cu toate că materialul săditor, adică portaltoiul, este devirusat, este curat, este ideal, este plantat într-un teren curat, unde n-a fost pepinieră niciodată, dar ramurile altoi se iau dintr-o livadă infectată. Dacă să vorbim de vară, vara încă mai poți să vezi care ramuri sunt infectate cu verticilioză, fiindcă acolo frunzele sunt îngălbenite, uscate și evident că nu o să iei ramuri altoi din acel pom. Dar ce să spunem dacă se face altoire de iarnă sau se face altoire primăvara de vreme, când ramurile altoi se taie din livadă acum în februarie? Ce facem atunci? Noi nu putem să vedem atât de bine această boală verticilioză. Ea se vede în lemn de 2-3 ani. În lemn de un an, în lăstar de un an, această boală nu o să vezi. Și deci, foarte des, iarăși se iau ramuri altoi din livezi care nu cunoaștem, sunt infectate, nu sunt infectate, au careva boli, se altoiește și, deci, a treia problemă, sau parmi-se a doua problemă, este materialul infectat. Material săditor infectat. Încă o problemă care este este impuritatea soiului, adică dacă să vorbim despre Stanley. Stanley, părere de rău, în Republica Moldova putem întâlni 110 de varietăți de Stanley. Ce am în vedere? Într-o livadă, într-o singură livadă, pe fiecare pom el o să difere. După diametru, adică să vorbim despre calibru, după forma lui, poate să fie mai alungit, mai turtit, mai rotund, mai plat, mai țuguiet, poate să fie mai dulce, mai acru, mai deschis la culoare, mai închis la culoare. Acest polen albastru pe unele se șterge, pe altele nu se șterge. Aceasta toată este o deviere clonală. Adică nu este factorul uman, să zicem, intenționat de a face această deviere clonală. Din an în an se produce polenizare, pomul se aclimatizează, se acomodează anumitui sol, anumitei clime. Și deci, puțin câte puțin, această deviere se întâmplă și noi, anul acesta, am luat ramura altoi de pe un pom de Stanley, curat, pur, Stanley adevărat, am altoit. După care am altoit pe un portaltoi de, să zicem, de curcuduș. Portaltoiul, la fel, influențează calitatea și felul fructului. Portaltoiul poate să facă fructul mai mare, poate să-l facă mai mărunt. Deci, am altoit pe curcuduș. A crescut din el un pom. În altă livadă s-a plantat acest pom. Iar așa am mers la el, am luat de pe el ramuri altoi, am altoit deja pe Mirabolan 29C. Deja fructele diferă, din an în an, după fiecare altoire, ele, aceste fructe diferă. Aceasta se numește o deviere clonală. Nu avem o puritate a soiului. Și foarte multe pepiniere nu au de unde să iei aceste ramuri altoi din Republica Moldova, unde Stanley să fie Stanley adevărat și nu careva deviere. Este încă o problemă,
prin care noi nu putem soluționa aici în Republica Moldova. După care materialul săditor se vinde în aceste vergi. Deci o vargă de un an, un puiet cu rădăcină, care se consideră mulți, din păcate, mulți consideră cu cât mai gros și mai lung, cu atât este mai de calitate materialul săditor, dar nu se uită la rădăcina lui, fiindcă rădăcina este fundamentul pomului. Nu este acest lăstar, nu este lemnul, ci rădăcina. Dacă o să fie rădăcină bună și frumoasă, dezvoltată, bine, cu perișori absorbenți, atunci rădăcina se va prinde foarte bine și ușor și va porni în dezvoltare pomul foarte repede. Dar dacă rădăcina va fi nedezvoltată, slabă, ruptă, mică până la urmă și această vargă a pomului, adică însăși puietul, va fi lung de 2-3 metri, grosime de 4-5 cm, nu se va prinde acest pom. Și chiar și dacă se va prinde, el o să tânjească foarte mult până o să înceapă să crească. Deci, după care, deja nu este problema pepinierilor, ci problema agricultorilor care nu se informează corect, plantează materialul săditor în teren nepregătit pentru această plantare. Deci vara a crescut porumb, au recoltat porumbul, au arat la 20-30 de centimetri adâncime și au venit cu plantarea pomului. Ce se întâmplă în acest caz? Pomul plantat în teren afânat până la adâncime de 20-30 de centimetri nu se va dezvolta corect. Imaginați-vă că ani și ani și ani de zile acest teren a fost arat până la 20-30 de centimetri. Deci, la o adâncime de 20-30 de centimetri s-a format un plast care nu-l poate răzbate rădăcina pomului. Și deci este foarte greșit. Dacă noi astăzi am hotărât să plantăm o livadă, astăzi am sunat la o pepinieră, astăzi am întrebat ce soi au și am întrebat, aveți Stanley? Da, avem. Aveți portaltoi Mirabolan 29C? Da, avem. Gata, mai mult nimic nu mă interesează. Am găsit pomii, am venit, am arat și am plantat. Este foarte greșit. Pomii trebuie căutați din timp. Trebuie să găsiți o pepinieră care să vă crească acești pomi, pe portaltoi care îl doriți, soiul care doriți, și în acest timp cât crește pomul în pepinieră, puietul cât crește în pepinieră, se pregătește terenul. Ce am în vedere prin pregătirea terenului? În primul și în primul rând trebuie de făcut o afânare adâncă și de dorit fără întoarcerea braznei. Aici ne poate ajuta cizelul sau ripperul. Se afână solul adânc până la 1 metru, 70-80 cm tot este bine, dar până la 1 metru este și mai bine. Se afână solul foarte bine în toamnă și tot anul ori sămânăm ceva siderate, ori păstrăm solul negru. Un pic poate să degradeze solul, adică dacă vom păstra solul negru, un pic, dar asta nu influențează așa de mult. Pur și simplu se va epura umiditate care trebuie să o păstrăm în el, fiindcă pentru aceasta și se face o arătură fără întoarcerea brazdei, ca să păstrăm umiditatea în el. Se seamănă siderate, dar nu se lasă la recoltare aceste siderate, ci spre exemplu, a fost semănat grâul. Nu se lasă de a recolta acest grâu, ci se întoarce grâul la 20-30 de centimetri de dezvoltare a lui, ori cu discurile, cu grapă, ori cu plugul, deja cum doriți, întoarceți pentru a crea acest mulci, pentru a, în primul rând, rădăcina sideratelor fibrează solul, adică fibrele rădăcinii grâului, orzului sau altele, rădăcina înfoaie și aerisește acest sol. Deci putrezând aceste rădăcini după ce putrezesc în sol, se formează mini galerii prin sol, prin care solul respiră, prin care se infiltrează apa, prin care circulă toate microorganismele. Deci pregătirea solului este foarte importantă. Așa și numai așa noi putem obține o livadă de calitate. Deja după care urmează lucrările de tăieri, lucrările de protecție a plantelor, de prevenirea bolilor și așa mai departe. Dar așa începe o livadă corect. Nu începe azi de pe azi pe mâine. Azi am găsit pomul și mâine l-am plantat. Și deci o mică
Un mic anunț din partea mea, puțini probabil care cunosc, dețin și eu o pepinieră și mi-am propus să mă axez anume pe material săditor de calitate. Vă propun să conlucrăm și cei din Republica Moldova și cei din România, să conlucrăm împreună și să creăm împreună un material săditor de calitate. Ce ofer eu, ce propun eu? În primul rând, să procurăm portaltoi din laborator de virusat. Este foarte important. Portaltoi modern de virusat din laborator din Uniunea Europeană. În al doilea rând, este să-l plantăm într-un sol unde, care deja l-am și găsit, acest sol, în care niciodată, niciodată n-a fost nicio pepinieră și nicio livadă. În al treilea rând, este să procurăm ramuri altoi din pepiniere autorizate din Uniunea Europeană. Sunt livezi care sunt păstrate, menținute, pentru preluarea ramurilor altoi. Nu sunt ca scop pentru a recolta fructe de pe acești pomi, ci pentru a lua de acolo ramuri altoi. Sunt soiuri pure, soiuri curate, care sunt păstrate, menținute și din care se iau ramuri altoi. Deci procurarea ramurilor altoi de peste, din Uniunea Europeană, din locuri autorizate. După care, în timp ce se dezvoltă acest puiet în pepinieră, eu vă ofer un sprijin informațional, să zicem așa, pentru a pregăti terenul pentru plantarea livezii. Deci să vedem care va fi densitatea pomilor, care va fi forma pomilor și cum pregătim terenul pentru plantarea pomilor pentru o dezvoltare bună. Formarea coroanei, deci inițiem formarea scheletului din pepinieră. Deci dumneavoastră plantați în sol un puiet cât de cât deja format, nu această vargă care trebuie să retizați la 50-60 cm și după care iarăși trebuie să formați acest schelet. Scheletul pomului va fi inițiat în pepinieră. În plus, deja bineînțeles că dacă m-am apucat să vă ajut, atunci și o să merg până în capăt și deja serviciile de curățare a livezilor ori le fac eu, ori vă instruiesc, adică vă ajut cu întreținerea livezilor. În scurt timp, deci sper că peste o săptămână o să vă prezint un coleg de-al meu care, la fel, cu care o să conlucrez în viitor, care o să ne ajute pe noi pe toți cu fertilizarea și cu protecția plantelor. Este foarte important să fertilizăm corect, să-i dăm pomului ceea ce are nevoie, nu ceea ce este în exces, și să prevenim bolile. Deci, acest coleg al meu foarte bine știe să prevină bolile. Să trateze oricine știe, dar să previe o boală este foarte important să cunoști. Deci, acestea noi putem să vi le oferim o conlucrare reușită, unde veți avea rezultate, unde veți avea fructe de calitate. Nu tonaj aiurea, unde fructe mărunte și prețul mic și greu se recoltă și nu știu mai ce. Material săditor de calitate este un garant al succesului nostru. Deci sper că v-a plăcut această informație, sper că v-a plăcut acest anunț. În descriere sub acest filmuleț vor fi datele mele de contact, telefonul mobil, mail-ul, Facebook și mai multe, ca să mă puteți găsi ușor. Să începem o conlucrare, să începem să creăm ceva frumos și calitativ la noi în Republica Moldova. Nu mai procurăm material săditor ca mâța în sac. Trebuie să știi ce procuri, să știi ce plantezi, fiindcă o livadă este o investiție de lungă durată. Nu se recoltă la un an și se ară cum ar fi grâul sau porumbul. Aici noi trebuie să așteptăm câțiva ani, investind și investind, și doar la 3-lea, 4-lea an începem să scoatem ceva investiții, după care deja o să fie și profit. De ce nu facem greșeli? Ne informăm, mă apelați, discutăm și creăm material de calitate la noi, Republica Moldova. Deci eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă spun succes și spor la treabă!